Ne apropiem cu pași repejor de alegerile prezidențiale. Cum ar trebui să arate viitorul președinte al României? Așa cum arată în că Un om care a jurat că ține cu țara, un om care a jurat credință țării, iar jurământul lui față de țară nu are perioadă de garanție. Este valabil până la sfârșitul vieții. Dacă vă uitați la cum ar trebui să arate haina prezidențială, eu cred că cel mai bine această haină prezidențială o îmbracă Nicolae Ciucă. Nu suntem perfecți, niciunul, nici domnia sa. Trebuie să ne recunoaștem greșelile, să conștientizăm limitele pe care le avem, dar în același timp, uitându-ne la această competiție, sunt absolut convins că pe 24 noiembrie candidatul nostru, președintele Partidului Național Liberal Nicolae Ciucă, va accede cu votul sălăjenilor, cu votul românilor în turul al doilea. Noi ne-am bazat astăzi în depunerea candidaturilor la alegerile parlamentare pe 22.500 de semnături date de sălăjeni pentru susținerea listei noastre. La fel s-a întâmplat și pentru președintele Nicolae Ciucă. Peste 23.000 de semnături au ajuns la București, din sălaj, pentru susținerea candidaturii domniei sale. Așadar, uitându-mă la cei peste 1,7 milioane de români care au semnat pentru susținerea candidaturii domnului Nicolae Ciucă, am speranța și încrederea că Nicolae Ciucă odată ajuns în turul al doilea, indiferent cu cine va intra în turul doi dintre ceilalți contracandidați, va câștiga încrederea majorității românilor și va deveni viitorul președinte al României. Este nevoie de un om cu credință față de țară, un om, un familist convins, un om care, așa cum spune domnia sa, are patru ani de, activitate politică și peste 30 de ani de activitate profesională. Asta în raport cu contracandidații domniei sale, care au raportul invers. În consecință, România cred că are nevoie de un președinte precum Nicolae Ciucă și sunt convins că românii îi vor, îi vor da încredere. Este obligația noastră a tuturor celor pe care îi vedeți aici și cei, celor de acasă, consilieri locali, consilieri județeni, primari, președintele Consiliului Județean, candidații la alegerile parlamentare, militanții noștri care sunt și astăzi alături de noi, cu toții, să ne mobilizăm și printr-o bună organizare și o bună mobilizare, cred că Nicolae Ciucă va ajunge în turul al doilea. Am spus-o și în ultimele zile, în întâlnirile noastre cu activul de partid, un filozof turc spune așa, cozonacul din vis este doar vis. Nu este Cozonac. Așadar, intențiile de vot din sondaje sunt intenții de vot, nu sunt voturi. Intențiile de vot din sondaje pot fi transformate în voturi de Partidul Național Liberal. Și am această convingere, cunoscând acum și din calitate de secretar general modul în care este organizat Partidul Național Liberal.